sunăm pe Daniela. Chiar așa să vin pijama la televizor, nu știu dacă e ok. Alo. Alo, Daniela? Da. Sărut mâna de la Neața, te deranjăm? Neața, mulțumesc! Te pupăm. Ce faci, Daniela? De la ce te-am întrerupt? Nu m-ați întrerupt de la nimic, doar îmi beau cafeaua deocamdată. Super! Ăla micu s-a trezit tu? Cei mici încă nu s-au trezit. Aoleu. Nu cobim, să-i lăsăm să dormă. Să nu cobim. Cât suntem de toți? Doi pitici și doi părinți. Și doi adulți. Foarte tare. Ce diferență între copiii tăi? Un an și 9 luni. Aoleu, perfect. O să fie prieteni. Sperăm. Da, sper. Sărbătorim ceva astăzi, Daniela? Astăzi, da. Păi să număr, cred că 32 de ani. Oh, atunci îți spunem tradiționalul la mulți ani, Daniela. Mulțumesc mult. Ce părere ai despre... O secundă că m-am urcat invers. Să se dea jos și Răzvan. Nu vă văd, din păcate, dar mă bucur că vă aud. Când dai drumul la televizor, un pic mai târziu, când se trezesc puștii, te rugăm să ne dai o părere despre cum arată noul nostru decor. Am mai lucrat la el, am mai adus tot felul de animale în platou și cred că o să fie plăcut și pentru copii. Azi avem o emisiune puțin dirijată spre copii, pentru că mâine e 1 iunie. Da, știu, e ziua noastră a tuturor. Yay! Te pupăm, îți mulțumim că ești respectatoare de Neața și îți oferim în dar o melodie pe care ne-ai cerut-o când ne-ai scris. La mulți ani! La mulți ani! Mulțumim, salutăm tuturor celor care sunt sărbătoriți.